echipamente. Tati, echipamente. Ce vrei mai mult de atât? Unde găsești mai mult de atât? Costume pentru fetițe? Bune, fetițele? Dar aici, de exemplu, avem un costum al unui participant de la Moto RCE din România, mai exact motorbike. Filmează! Filmează! Merge! Iar mi-a mușcat buza de la cască. Primele două luni o să-mi tot mușc buza, dar asta e. Da, astăzi vreau să vă povestesc câte puțin despre... Moto Emotion! Moto Emoticon! Parcă deschideau băieții în bucale! La București, aici, la capitală! Tarcim acolo, pe interzis! Și mergem la băieți? Eu nu știu cum să-mi ridic viziera, nu știu cum mă aud varză. Aoleo, mămica mea, ce să fac eu, Doamne, cu ea? Cred că sunt caracul la față, pentru că mă strâng bureții ăștia în părți. Și... și nu știu cum să vorbesc, nu știu ce să fac. Mă aud în cască diferit față de cealaltă cască. Stai acolo. Mă cam dor obrajii. S-a căzut poșeta. Mergem că poate au deschis băieții. Să vedem ce au acolo. Moto Emoticon. Moto Emotion, de fapt, da. Am o surpriză pentru voi. Astăzi am surpriză. Părinții au făcut surpriză. E o surpriză pentru... E o surpriză care nu se spune. Mai am top kiss-ul. Mergeți să vedeți surioara căștii mele. Pentru că este și ea pe acolo. Este surioara mai mică a căștii mele. Este surioara aia frumoasă. Surioara fără boxe, fără 12 metri de cablu înăuntru și multe alte, cred eu, căști, nu boxe, era să zic boxe. Nu găsiți boxe la Moto Emotion. Deși dacă stați să vă gândiți, cred că există ceva accesorii cu boxe. Deja mă doare gura la cât am vorbit, că mă strâng bureții. Aveți noroc, n-o să mai cânt, n-o să mai vorbesc așa mult. Să lasă bureții ăștia și mă apuc eu din nou de cântat. Abia aștept să cânt din nou. Se vede benzinărie aici. Poți să benzinărești și eu motocicleta o leacă. Și peste benzinărică e altă benzinărică. Dar între benzinărici e un Moto Emoticon aici. Unde să intră? Pe aici, pe la benzinărie, nu? Aici era să-mi iau ăștia 50 de lei când spălam motocicleta. Chiar două benzinărici. Mai e una și mai trei benzinărici. Fac aici dreapta. Pe aici presupun că se intră, nu? Uite, pe aici au și în față parcarea. Au și sus, îmi bate soarele în ochi. Mergem și în spate, vedem ce au băieți. Băie, balcoane! Au parcare și în spate. Întoarcem aici, vezi? Loc generos ca să poți să întorci motocicleta ca un venerabil ce ești tu. Venerabil biciclist, motociclist. Semi-bicicleto, motocicleto. Urât motocicletă. Am ajuns la destinație. Care destinație? Că eu vreau să fac altceva astăzi, vreau să vă povestesc despre cum vreau eu să, cum am căzut de fapt a doua oară, dar astăzi, dacă tot suntem în drum, schimbăm tacticile episodului și am ajuns la Moto Emoticon, Moto Emotion, dar mă prostesc eu așa și îi spun Moto Emoticon, dar voi știți că e Moto Emotion, www.motoemotion.ro. Văd aici la băieții Alpine Stars tot ce ține de airbag la Alpine Stars, Scorpion, Thor, Fox, Magna și așa mai departe. Dacă e aici să intrăm, nu, ăsta e urât, să vedem băieții ce au înăuntru, aici cu d-astea ca să nu se fure, de ziua. Astăzi se lansează un magazin nou în București, Moto Emotion, un magazin plin cu echipamente. Îl avem aici și pe Alexander. Hai să batem pumnul. Pe Alexander îl știți și de la motocicleta potrivită. Puteți să veniți în magazin să îl vedeți pe Alexander, pentru că are o tonă de cunoștință despre motociclete, echipamente și așa mai departe. Trecem cu vedere. Salut, Emilian, managerul, directorul magazinului Moto Emotion. Avem aici gama premium de la Scorpion, începând cu EXO R1, Scorpion EXO R1 R. Este una dintre cele mai bune căști de la Scorpion. Avem aici copia căștii R1 a lui Fabio Quartararo. Am înțeles că anul ăsta o să vină și modelul nou al acestui rider, tot pe gama premium de la Scorpion. Avem un EXO 1400R urmat de un EXO 520R, care este
Un model nou este urmașul căștii EXO 420. Dacă vreți să-l testați, să veniți aici în interiorul acestui magazin de la Moto Emotion din București, puteți să le testați, să vedeți cum vă vin căștile și mai mult să vorbiți și cu cei de aici, pentru că vă dau foarte multe detalii despre aceste căști. În mare, mai toate căștile de aici, dacă nu chiar toate, au acel sistem de pompiță pe dinăuntru, AirFit se numește, este o pompiță care umflă obrajii înăuntru ca să țină capul bine acolo, așa, la impact și de-astea. Bun, ca și vizieră la EXO 520, avem viziera de la R1, EXO 1400, deci viziera este una premium. Ca să nu stăm foarte mult pe toate căștile astea, să nu facem review la fiecare cască, căștile de la Scorpion gama de entry level, adică aceste căști sunt cele mai bine vândute în România. Dacă vreți să vă luați o cască și nu aveți bănuți destul de mulți pentru o gama premium, acestea sunt căștile care vă oferă foarte multă siguranță pentru banii pe care îi plătiți și nu numai. Au și foarte multe sisteme. Toate căștile de aici, nu sunt toate, le o să vedeți și pe site-ul lor de la www.motoemotion.ro. Toate gamele sunt acolo, în toate culorile și tot ce vreți voi. Intrați acolo pentru că aici sunt doar câteva, sunt foarte multe și puteți să comandați și de acolo, să veniți să le testați în magazin, să vedeți cum sunt. La gama entry level avem EXO 390, iar aici în stânga lui, surioara lui mai mare, EXO 490 îl diferenția pur și simplu prin sistemul de prindere al vizierei, dar și prin aceste aripioare de unde se deschide viziera. La EXO 490 avem două aripioare, la EXO 390 avem câte o aripioară. Mergem mai departe către căștile HGC, C70, cele de entry level și I70. Aici o gamă foarte mare de la Sena, intercom, acest sistem, dacă nu știți ce face, puteți să vorbiți la telefon în timpul mersului pe motocicletă, puteți să ascultați muzică, să vorbiți între voi cu aceste sisteme, dar pentru mai multe modele intrați, cum am spus mai devreme, și pe site-ul lor. Ajungem la căștile HGC. Rafa 11, căștile premium de la, tot ce înseamnă premium de la HGC. Avem toată gama Marvel, aici stânga sus. Vedeți toate desenele și cu Superman. Rafa 70, surioara căștii mele, casca de motovlog pe care eu acum o am și vă sugerez. Partea din stânga de aici avem căștile foarte bine ventilate pentru circuit. Dacă vreți o cască foarte bine ventilată, puteți să luați una dintre acestea de la Rafa 11. La Rafa 70 merge către partea de touring, de sport touring și de stradă, nu neapărat de circuit. O cască puțin mai închisă. Aveți foarte multe avantaje și pe această cască. Ta-da! Aici avem cutiuțe în care să vă băgați voi toate prostiile, bomboane și ce mai aveți voi pe acasă. Tot ce înseamnă genți de board, de sidecase-uri și așa mai departe. Unul dintre sidecase-uri le vedem și aici. O să vedeți și pe site mult mai multe dintre sidecase-uri. Ghiozdane și tot ce vreți voi ca să vă băgați, de exemplu, în ăsta de la Shed poți să-ți bai și femeia. Dacă vrei. Dacă nu vrei, nu-ți bați femeia. Să vă spun o chestie foarte interesantă. ADX-1, care de fapt la bază este o cască trasă dintr-o cască sport, este un Scorpion, o cască sport care, bine, la bază era sport, dar care a devenit adventure prin această prindere, care se poate da jos dacă vreți să mergeți mai sport, dar avem și sistemul de aici care se rabatează și brusc ai devenit nemascat. Căștile de aici tot ADX1 cu alte culori, dacă vreți, pentru iubitorii de BMW. Aici avem un tablouț frumos cu EXO-1 pe care l-am văzut noi mai devreme acolo sus. Dacă vreți o cască pentru oraș, aveți EXO City, tot de la Scorpion, o cască mai de oraș, mai de motociclete, mai ușoare, așa, când mergeți în oraș și vreți să fiți ventilați sau mergeți pe un scooter, este trasă din o cască tot așa sport, dar pur și simplu tăiată la jumate ca să fie mai de scuteriști, așa, mai de bicicliști. Ce au important aceste căști este acest sistem. În momentul în care ai un accident în partea frontală, pur și simplu, la majoritatea căștilor pentru scooter, dacă vedeți, în momentul în care ai, viziera poate să sară la un impact. Aici, cu acest sistem, pur și simplu blochează viziera ca să nu îți sară viziera și să te rănești. Iar aici avem gama pentru cruzare. Pentru ciopăriștii noștri români,
care vor să meargă cu 50 la oră pe drumuri lungi. Cu ochelari de soare, bineînțeles, mai multe modele găsiți și pe site, puteți să le comandați să veniți să mărci, cum are și Motorrider. Puteți să veniți să luați de la domnul doctor, de la Valentino Rossi. Pe lângă echipamente, Moto Emotion mai are și... Poftim? Așa nu aveam cuvântul, consumabile, să rămână mult. Lanțuri, uleiuri, tot ce vreți, de la Bellray, acolo sus, da, am văzut eu bandiților, ați văzut voi tobe, ați văzut-o, da, și tobe au, și tobe, puteți să veniți să vă luați tobe. Da, dacă vreți să fiți niște teribiliști și niște nebuni și Motorrider, puteți să vă puneți și voi tobe, bine, Motorrider n-are, dar puteți să vă luați tobe. Plăcuțe de frână, tot ce ține de consumabile moto, piese și așa mai departe. Aici avem cauciucuri de la Pirelli, de la Michelin, Barracuda. Tuning Moto. Dacă vrei să stunezi motocicleta pentru că ești un nebun, un teribiliș și un motorrider, poți să-ți iei tobă și poți să stunezi motocicleta, cum poți să stunezi și mașina, nu corect? Da, bun. Ghiozdane jos. Urmează să avem o parte destinată celor care se dau pe pământ, care le plac motocrossul, și urmează să deschide și această parte în viitorul apropiat, cei de la Moto Emotion. Urcăm pe scări, Doamne, cât îmi plac mie scările, de când așteptam să mă dau pe scări. Când coborâm o să ne punem în fân și o să ne dăm drumul în jos, așa, vedem cum se întâmplă. Dar aici în stânga, surpriză, ce avem? Avem locuri în care dacă vrei să vii cu femeia, să o lași să se uite la motocicletă, tu poți să iei un loc aici, dacă nu ești pasionat de motociclete, sau invers, femeia poate să stea aici, inclusiv pe balcon, să vadă un view frumos cu motociclete la benzinărie. Și de aici avem echipamente de protecție de la Magna, tot ce ține de partea de genunchiere, de spate, protecție soft, echipamente, tati, echipamente, ce vrei mai mult de atât? Unde găsești mai mult de atât? Acesta este unul dintre cele mai mari magazine pe care eu le-am găsit în București și nu numai, unul dintre cele mai mari magazine în care eu am intrat până acum. Gama TCX, Magna, Alpine Star și nu numai. O să trecem așa ușor prin toate. Nu o să avem timp să stăm să le explicăm pe toate pentru că sunt foarte multe. Dacă vreți o să vă arăt câteva review-uri, facem puțină caterinca așa și vă arăt în trecere în mare. Aici, dacă vreți să fiți puțin mai casual, da? Să păreți și voi mai fashion, așa, pe motocicletă, păi vă luați, mă, tăticul din asta, așa frumos, de la Alpine Stars, cu gluguțe, cu de-astea, să ieși și voi cu femeile, să nu vadă că ați venit cu motocicletă. Sau să le arăți tu protecția aia de coatea ta mișto și să își dea ele seama că ai venit totuși cu motocicleta. Avem Alpine Stars aici, avem gama de pantaloni cu protecții. Puteți să vedeți că au protecții înăuntru și la funduleț, ca să-ți menții acolo popoul uscat. Aici avem mănușile de la Alpine Stars, cele mai vândute mănuși din România, de la SMX1 și SMX2, varianta puțin mai evoluată a SMX1-ului. La cei de la Moto Emotion o să găsiți pe site tot așa mult mai multe acolo, puteți să veniți să probați. Acolo în spate, din câte am înțeles, este cabina de probă. O să intrăm puțin mai târziu ca să vedem tot ce se află în cabina de probă. Aici avem gama pentru touring, pentru cei care vor să meargă ei mai cu mesadă, mai cu iarnă, mai cu de-astea așa, tot așa, protecții pe fiecare, adică nu e nimic în pavilionul ăsta unde să nu aibă protecție. Nu există ceva unde să nu ai protecție. Inclusiv ghetele au protecție. Gama de la TCX de motociclete, dacă vrei să mergi într-un echipament mai casual, să-ți iei bocanci împreună cu ceva casual de la Alpine Stars sau de la Magna, acestea au inclusiv protecții de gleznă, să-ți țină glezna în momentul în care pică motocicleta peste tine sau, Doamne ferește, să-ți țină glezna să nu te strivească, au protecții la gleznă aici, au protecții și în spate, dar și în față. Talpa este destul de groasă, este puțin cam greuț, dar este ventilată și este destul de ok și pentru vară. Să fii văzut în trafic, dacă nu vrei să fii un teribilist, îți iei această parte de costum sau chiar această geacă și ești destul de bine văzut în trafic. Avem încălțăminte de la Alpine Stars, aici de touring, de sport touring, de adventure. Gama de sport al Alpine Stars pentru încălțăminte o găsiți pe site, aici nu este afișată încă. Geci, tot așa, de textil. Pentru mai multe detalii o să fac în continuare, dacă vreți, și niște review-uri, să-mi spuneți la ce vreți să fac review-uri. Acesta este un airbag, să vi-l arăt. O să facem și niște teste mai încolo, niște videoclipuri viitoare.
unde o să activăm aceste airbag-uri, să vedem cum se simte momentul în care se activează, din câte am înțeles vreo 45 de milisecunde, se umflă ăsta instant pe tine în momentul în care cazi de pe motocicletă și e reîncărcabil, atenție. Dar se potrivește pe toată gama de la Alpine Stars. Nu contează că e geacă casual, că e geacă de textil, că e geacă sport și așa mai departe, se potrivește pe orice tip de geacă de la Alpine Stars. Avem câteva protecții, dacă vreți să vă puneți protecții suplimentare sau să le schimbați pe cele cu care deja vin gecile, puteți să veniți să vi le băgați pe mânuțe, după aia să vă dezinfectați, dar dacă așa e frumos. Trecem aici la geaci de textil cu slidere. Au tot așa, prinăuntru au mai multe straturi, dacă vreți. Aveți inclusiv textil, piele, casual, ce vreți voi. Inclusiv pentru iubitorii de Marc Marquez, care vor să se îmbrace și ei ca niște teribiliști pe stradă, teribiliști, și să poarte numărul 93 ca lui Marc Marquez. Prețurile sunt cât te țin buzunarul. Găsești și ieftine, găsești și scumpe, găsești de toate. Revenind la pielărie, aici avem protecții și pe față, și pe spate, și în coate, și pe piept, și unde vrei tu, inclusiv la pantaloni. Pantaloni cu slidere, iau ce frumos e, vezi? Asta-s pentru femei, pentru fetițe. Airbag, așa arată un airbag în cutie. Dacă vrei să ții un airbag, urmează ca cei de la Moto Emotion să facă în această locație teste pentru airbag. Să vii să testezi un airbag, să vezi cum se umflă airbag-ul pe tine și la ce mărime să ții airbag-ul. Pentru că și asta contează foarte mult, pentru că dacă ții o mărime mai mică de airbag și se umflă la instant pe tine, are atâta putere încât poate să-ți spargă coastele. Gama de sport, gama de vârf, a ceea ce înseamnă Alpine Stars la curse, una dintre cele mai bune geci de pe piață în momentul de față, este aceasta, ai topul de protecție pe ea. Costume în două bucăți, costume într-o bucată, tot de la Alpine Stars, dacă vreți, costume și pentru oameni mai micuți. Da, 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 știu, exact ca tine, ăla de mă urmărești. Dar și pentru fete, dacă vreți, costume albe, costum cu roșu, avem încălțăminte pentru oraș, pentru sport touring, pentru touring de la Alpine Stars. Vedeți că are și aici niște mini slidere pentru oraș, bineînțeles că nu o să te poți să te dai cu genunchiul pe jos în oraș. Apărători, eu le recomand unul pe asta pentru că apărătorile în general trebuie să fie puțin mai lungi. Și de ce spun asta, o să vedeți și în videoclipurile viitoare, o să vă dau câteva ponturi despre echipamente. Tocmai de asta fac eu videoclipul ăsta, să vă prezint ce echipamente există pe piață. Este bine să aveți niște apărători puțin mai lungi, pentru că în momentul în care dai cu tibia, cu partea asta a piciorului, să fie și asta apărată. Uitați-vă la mine, este puțin zgâriată pentru că am intrat într-un parapet, iar dacă nu aveam această bucată de jos, piciorul meu era rupt. Avem tot așa gama de la TCX, care este o gamă pentru sport, touring, touring și pentru, în general, oraș. Se poate purta și vara, sunt niște bocanci foarte ușori. Vedeți, pur și simplu magazinul se împarte în două, Magna și Alpine Stars, care la bază sunt cam tot la aceeași calitate. Dar o să vedeți câteva diferențe între Alpine Stars și Magna. Bineînțeles, două firme diferite. Ne întoarcem înapoi. Cabină, băi, cabină! Avem cabină. Te schimb, dacă vrei să... Bine, să schimb nevasta, dacă vrei să schimb nevasta, poți să vii aici. Și avem cabină de schimb, ca să poți să ții orice echipament, să vii, să te schimbi direct. Și să poți să pleci cu el pe tine, dacă vrei să-l plătești, să pleci cu el pe tine. Gama de aici, în schimb, este pentru cafe racer, cu geci de piele, geci de textil, cu bocanci, cu talpă, cu pantaloni, tot ce vreți voi. Piele întoarsă, inclusiv voi, piele întoarsă, voi. Piele întoarsă pentru cafe racer. Da, 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 profitori, știu eu, voi ăștia cu mulți bani, îl vă luați piele întoarsă, știu, 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 știu. Tot așa, ceva casual, dacă vrei, de la Magna, un panorac, bineînțeles, cu protecții, ca să ieși și tu în oraș cu femeia și să nu te vadă omul îmbrăcat full costum, să fii puțin la casual, dacă vrei să ieși la un suc, de exemplu. Trecem mai departe la Magna, prin aceste geci, care la fel sunt așa mai casual, ca să nu te recunoască lumea că ești motociclist pe stradă. Mie unul ce mi-a făcut cu ochiul a fost acest panorac, care îmi place foarte mult. Este destul de greuț pentru că are acele protecții pe el, ca și alt echipament, dar ceea ce este ok pe el are foarte multe protecții. Spate, piept, încoate și așa mai departe. O gamă întreagă pentru casual. Tot așa, de la TCX, câteva încălțări, le vedeți și cu ochiul liber când veniți aici. Gama de Adventure,
de la Magna. Acum depinde. Pentru că în momentul în care vreți să mergeți către un costum de racing, mobilitatea este puțin mai scăzută, dar este mai mare siguranța. Dacă vreți în schimb să mergeți către ceva mai casual, siguranța este mai scăzută, dar este siguranță, dar mobilitatea este una mult mai mare. Este o balanță între siguranță și mobilitate. Este o balanță între ele tot timpul. N-are cum să fie și mobilitate și siguranță maximă. Este imposibil să faci așa ceva. Dacă în timp ce trec așa printre ele, puteți să faceți un stop cadru, să-mi trimiteți un mesaj, să-mi ziceți: "Băi, eu vreau un review la așa ceva." Aici, dragilor, de la Magna, avem Night Eye. Ce înseamnă Night Eye? Bun, este un sistem făcut de cei de la Magna care produc echipamente pentru noapte. Să vă arăt mai exact cum se vede Motorrider. Cum se vede acest echipament dacă îi dăm și cu Blitz. Să vedeți cum se vede. Deci el este, să zicem, un gri acum cu acest material. Să vedeți dacă îi dăm cu zoom cum se vede noaptea. Uitați-vă și voi diferența între cameră și diferența în realitate. Exact așa se vede noaptea, în momentul în care cineva te luminează. Pur și simplu culoarea asta de gri dispare, se face albă, iar bucățile astea de aici, reflectorizante, se aprind pur și simplu. Te ajută foarte mult în momentul în care vrei să mergi noaptea, pentru că ești foarte vizibil, iar din câte știți, cele mai multe accidente în România se întâmplă din cauza nevizibilității. Șoferii de mașini nu văd motocicliști. Puteți să vorbiți cu angajații de la Moto Emotion, pentru că ei sunt niște adevărați profesioniști. L-ați văzut și pe Alexander de jos, care lucrează la motocicleta potrivită. Oameni cu foarte multă experiență de motocicletă în spate. Nu există niciun om în acest magazin care este angajat și nu are cel puțin o minimă experiență în spate. Cei mai mulți cred că au peste 10 ani de motociclism în spate. Măi femeilor, mă! Măi femeilor, mă! Ia uite aici, costum pentru femei! Dacă ești o femeie, o teribilistă și o nebună, poți să nu ții acest costum, pentru că este un costum pentru neteribiliști. Glumesc. Este un costum foarte bun. Dacă vrei să te duci spre roz, să te vadă lumea că ești fată pe stradă, poți să ții și cu roz. Costume de vară de la Magna. Vedeți, are această mesadă prin care poți să respire pielea foarte ușor. Dacă vedeți, trece lumina prin această geacă. Dar este o geacă cu protecții, o geacă foarte bună. Am ajuns să vă recomand aceste geci în favoarea celor mesade pur și simplu de vară, în care ai o plasă foarte subțire și echipamentul plasticul peste. Bine, acesta nu este un plastic. Din nou avem aici de Sport Touring de la TCX câteva încălțări, pantaloni stânga, dreapta, aveți inclusiv veste reflectorizante pentru asta. Aici sunt câteva modele de ghetuțe, fete, bărbați. Aceasta este una dintre cele mai bune încălțări care există pe piață, da? Avem aici slider, avem protecție cu magnezium, aceasta din față, în momentul în care dai cu piciorul pe jos. Double flex control, adică te lasă să miști foarte puțin, câteva grade, 15-12 grade, piciorul față-spate, doar de aici, ca să țină piciorul drept, iar stânga-dreapta piciorul nu-l poți da absolut deloc. De ce? Ca să țină piciorul drept, să nu ți-l rupă, pentru că la curse sunt foarte mari forțe. Și e bine să fii sigur. Da, că dacă nu e sigur, nu e bine. Revenind la costumele de racing, de la Magna avem costume pentru fetițe. Bune fetițele? Costume tot așa de băieței, niște costume mai micuțe, dar sunt și alte mărimi mai mari acolo în spate. Avem tot felul de costume de MotoGP cu protecție full pe ele, dar aici, de exemplu, avem un costum al unui participant de la Moto RCE din România, mai exact Motorbike. Este un costum de aproximativ 4.000 de euro, cu slidere, cu tot ce vă trece prin cap. Acest costum oferă o protecție maximă la impact. Înăuntru, dacă vedeți, cu piele tot așa pe dinăuntru, are pe aici câteva buzunare, în spate tot așa protecție cu tip cocoașă.
oare aici, mai e un costum în spate asemănător. Deci costum, tipul ăsta de costum este unul dintre cele mai bune costume, un costum care protejează foarte bine în momentul impactului. De ce? Pentru că în momentul în care ai picat pe jos, cel mai nasol impact în momentul în care pici este la contactul cu asfaltul. Și de ce spun asta? Pentru că nu contează cât de mult te duci, pentru că astea sunt rezistente oricum la abraziune, contează impactul, să-ți absorbă foarte multă energie în momentul în care ai picat. Câteva protecții hard mai găsim aici, mai multe modele tot așa pe site, dacă vreți să le comandați, există magazinul și din Târgu Mureș. O protecție hard, prin ce se deosebește, că sunt protecții hard, protecții soft, cea soft este mult mai moale, iar cea hard este mult mai dură, ține mai bine spatele, protejează mult mai bine asta hard, dar atenție, mobilitatea este puțin mai scăzută decât una soft. Revenind, avem bâncuțe unde să stăm să ne încălțăm, putem să facem inclusiv, uite, putem să stăm așa, să ne tragem pe bancă, să le ștergem băncile. Deci Motorider este aici. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest episod. Sunt roșu caracul la față, da, știu, pentru că este prima dată când port această cască, am transpirat, este greu. Să-mi lăsați mie acolo în comentarii ce v-a plăcut cel mai mult din acest magazin, ce ați vrea voi să achiziționați și vă permite sau nu vă permite și ați vrea să fie mai ieftin pe magazinul celor de la Moto Emotion. Nu uita să dai și tu un share, un coment, un like și să dai episodul mai departe și prietenilor tăi. Mulțumesc că te-ai uitat până la sfârșit. Vă mulțumesc tuturor celor care ați devenit membri și aveți mai multe facilități. Mulțumesc din nou și celor care se uită la videoclip și se uită și la acele reclame. Iar până data viitoare, Motorider, pentru tine numai bine. Pa!